Deschiderea Festivalului Internațional pentru Copii și Adolescenți Music for Kids, ediția 5-a, a fost plină de veselie și culoare. În debutul competiției, mici interpreți au oferit publicului o paradă a portului popular specific țărilor din care provin. Doamne ajută să câștige o trupă din România! Am venit aici ca să particip la concursul Music for Kids. Și cu ce gânduri? Cu gândul să câștig. It's really, really nice. Este foarte frumos la Iași, iar eu voi face tot ce pot pentru a câștiga un premiu la acest festival. Concurenții vor primi note de la două juri. Din primul fac parte tinere speranțe ale muzicii românești, iar din celălalt interpreți consacrați, profesori sau compozitori. Noi asta așteptăm, nu? Mai ales foștii cântăreți vor să vadă ce urmează după ei, ce înger creem, da, în urma noastră, pentru că e plăcut să știi că lași ceva în urma ta. Sunt într-a patra oară aici, o să jurizăm la cald, adică la fața locului, 3 minute, 4 minute cât durează melodia, îi ascultăm, îi analizăm și le punem note pe bune. E un festival corect, frumos, bine organizat, ajuns la o ediție promițătoare, concurenți din străinătate la greu, foarte buni, așa că bătălia e cruntă. Festivalul Internațional Music for Kids se încheie mâine seară cu gala laureaților. TVR Iași este partener media al acestui eveniment.